Deja fericit. Unde mergem? Mergem la plimbare? Dar poți tu să vii cu mine? Mergem la plimbare, mama? Ce fericit e. Happy, hai la mami. Hai. Hai la mama. Hai, Zdrență. Hai la mama. Hai. Ce faceți, mă, aici? Ce faceți aici? Ce-a făcut Zdrență? Ai venit și tu până aici, da? De când n-ai mai venit până aici? Ce azi e, Bilică? Bilică! Ce azi e, mă, tu? Ce-a făcut tu, mami? Ce-a făcut tu, puiule? Ce vezi, Drianță? Ia ce bine te camuflezi! Uite ce bine te camuflezi! Da, mami! Sunt la plimbare! Am venit la plimbare! Am venit la plimbare! Haide! Haide, la plimbare, mama! Am venit la plimbare! Da, Ștrență, da, mama. Aoleu, câtă fericire. Câtă fericire pe băieți. Aoleu, câtă fericire, câtă fericire. Haide, mami. Ușor, ocolește, ocolește, puiul. Eu înțeleg că tu nu vezi bine, dar mai ocolește. Mai fericit cățel că a fost scos la plimbare. Mă rog, n-am vrut să-l scot eu, dar... A ieșit singur, după mine. Da-te, Zdrență! Da, mami! Hai că mergem până în capăt, hai! Happy vesela, happy vesela! Ce vesel sunt! Eu știu că nu vă pare Zdrență vesel, dar vă spun eu că este foarte vesel. Dimineața, într-o zi magică de weekend, o dimineață magică de weekend, este puțin cam înghețată, este cam 8:30 și l-am alături pe Zdrență, care cred că deja a obosit. Gata, mama, gata, hai mai stai, hai mai stai. Nu te lua după Happy. Happy a luat-o înainte, undeva la 200 de metri în fața noastră și el vrea să alerge după ea. Da, am ieșit în dimineața asta, pare rău că vă zgudui, dar știți că n-am cea mai stabilă mână. Adică nu e stabilă deloc. Am ieșit în dimineața asta să ia așa un pic de aer. Am ieșit pe câmp. Am luat-o pe coclauri, la propriu. Și la propriu și la figurat. Și mi-am pus cafeaua într-o cană din asta termorezistentă și am zis hai să vin să iau puțin aer, să mă plimb pe aici. Inițial vreau să iau bicicleta, să mă duc în altă direcție, să mă iau în altă parte, dar e cam rece, bate puțin vântul și o să mă înghețe mâinile. Hai mai stai, puiule, mai stai puțin, hai, odihnește-te. Și numai bine că în momentul în care am ieșit pe poarta din spate a curții mele, Zdrența și-a dat seama că vreau să o iau pe câmp, nu știu cum a ghicit, și a venit după mine. El ne mai venim pe aici prin zonele astea de foarte mult timp, pentru că este foarte bătrân, după cum... v-am zis și este atât de fericit, deci atâta fericire pe el că a reușit să vină până aici, că altfel nu vine. Se duce până în spatele curții, face un ocol așa micuț și se întoarce. Și acum a profitat de ocazie că sunt și eu, e și Happy, a venit și Happy cu mine, deși Happy știți că nu mă lasă să pun mâna pe ea. Dar a profitat de ocazie și a venit și el cu noi. Este foarte mult soare, dar bate puțin vântul. Nu știu cum auziți cum bate vântul. Bate un pic vântul în direcția asta și e destul de recicuț. Îmi bate soarele și în ochi și nu văd nimic. Este destul de recicuț. Și care erau șansele
ca într-o dimineață de weekend, la 8 și un pic, să găsesc pe cineva aruncând gunoaie in the middle of the nowhere, că basically uitați-vă că în spatele meu este câmp. Nu este nimic, nimic, nimicuța. Așa, sunt o grămadă de terenuri lăsate, sunt în fața mea, sunt grădinile vecinilor mei, fața mea, așa, sunt terenurile, sunt niște terenuri foarte lungi, e distanță de aici până la casă, e o distanță foarte lungă, adică, așa, și în rest nu e nimic pe aici, nu e nici țipenire. Da, mami, hai că mergem înapoi, haide că mergem înapoi, da, puiule, unde s-a dus nebuna? Unde s-a dus nebuna? Lasă că vine înapoi, haide. Hai că mergem acasă. Hai, Zrenț, hai înapoi acasă. Așa, stați că mai regla camera să mă puteți vedea. Și ziceam care erau șansele să dau de cineva pe aici care să arunce gunoaie la ora asta, de dimineață. Destul de mici. Dar uite că se întâmplă. Happy! Nu mai văd. Să și camuflează atât de bine cu peisajul, încât nu o văd decât dacă mișcă o... Dacă dă din coadă o văd. Hai că mergem. Haide, Zdranța a obosit și ne întoarcem ușor acasă, pentru că pentru el este un drum foarte lung ce a făcut el astăzi. Cred că o să doarmă toată ziua ne-ntors. Bine că a lătrat toată noaptea. Așa. Și am ieșit puțin să mai clătesc așa mințile și creierii capului, vorba aia, cum zice Georgiana, prietena mea, pentru că, da, n-a fost cea mai grozavă săptămână. Și mai clătesc așa gândurile și mintea și încerc să mă mai calmez cu unele lucruri și să mai iau aer. Și vreau să fac chestia asta de mult timp, adică chiar stăteam și mă gândeam că mă uitam la englezi. Știți că mă mai uit la englezul aici și mă mai uit la astea care stau pe la țară și au obiceiul ăsta de a ieși pe câmp așa, pe la ei pe acolo. Bine, câmpurile lor nu se compară cu the wildness de aici, adică cu jungla de aici. Anyway. Și mă gândesc, dar eu de ce nu fac chestia asta? Adică de ce nu îmi iau și eu o geacă pe mine și să ies, eventual și cu un patruped după mine, care nu trebuie neapărat să fie inclus, că nu mă. Oh, puiu, te doare piciorul. Doare piciorul rău de tot. Are probleme mari cu piciorul din spate, cu piciorul drept din spate. Așa. Cred că până acasă îl duc în brațe până la urma urmei. A obosit, a plecat într-o... A trecut și supersonic! Happy! Îl doare rău sărăcuțul de el, dar s-a bucurat tare. Cred că el s-a bucurat și trece un avion pe deasupra mea. El s-a bucurat mai tare de plimbarea asta decât mine. Este puțin rece și mi-au înghețat mâinile și dacă mai repet experimentul ăsta, o să-mi iau mânuși, pentru că se necesită. Nu mi-e îngheață instant mâinile. Numai am fost de dimineață să le las de mâncare, să le umplu castoranele cu mâncare și era înfiorător de frig și mi-a înghețat mâinile. De-aia nu m-am dus cu bicicleta, pentru că bate puțin vântul ăsta, sper că nu vă deranjează foarte tare. Bate puțin vântul și... Zic, pe bicicletă făceam deja țurțuri. Așa că am luat-o perpedes pe aici, pe câmpuri. Că sunt câmpurile astea, nu sunt muncite, sunt lăsate în paragină și sunt zone pe unde poți să iei fără să te... Asta este teoretic un drum pe aici pe care merg eu. Și ai pe unde să iei. Da, și e dimineața așa destul de plăcută de... Nu e super frig, doar că îngheț eu foarte repede. Mi-am luat asta pe mine, nu știu dacă mai țineți minte, am luat-o din Pitești, parcă. Și problema este că m-am băgat-o la spălat, pe spate s-a dezlipit și s-a mutat buful ăla, nu mai are formă ca lumea. Dar pe aici, pe acasă, este bun, adică... Happy? Nu te duci acolo! Happy? Se duce la nenea ăla, dar... Nu știu dacă aruncă gunoaie, așa presupun eu, sau nu știu, e lângă un maldar de pământ, habar la... Hai să nu acuz oamenii. Nu mergem acolo, nu, mama, în partea asta. Hai, hai acasă, haide. E foarte ascultătoare de felul ei, Happy. Chiar dacă nu mă lasă să o ating, nu mă lasă să mă apropii de ea, este destul de ascultătoare. Adică așa. Nici nu mă așteptam să vină cu mine. Happy, hai acasă, hai. Hai acasă, mami. Stați că am întrerupt filmarea pentru că Zdreanța se dusese la nenea ăla. Adică era
chitit să vadă el ce face acolo și nu mi-era de zreanță că l-ar mușca, că nu mușcă zreanță, dar mi-era că îl bate ăla, că ăștia sunt tuși pe aici. Hai mama, nu pe acolo puiul, hai că luăm pe unde am venit. Așa, și Happy, nici nu mai văd, iar s-a dus, s-a băgat pe undeva, dar nu o văd. Da. Și ziceam de pufășenia asta, că i s-a dus, s-a dezlipit, să vedeți că ea e... Aici e prins, are așa ca niște, zici că e capitonată. Și am spălat-o, nu la temperatură mare, dar și s-a dezlipit și s-a dus puful din ea. Dar ea, chiar și așa, este foarte izolantă. Fiind din plastic, izolează super bine și nu simt vântul, nu simt friu, chiar nu mi-e frig. Decât la mâini, atâta mi-e frig la lăbuțe. Că așa și asta nu mă ajută să mă încălzesc. No, no way. Happy! Vine. Asta e obișnuită să alerge pe nebună pe aici. Astea sunt locuri normale pentru ea. Și da, am zis să fac plimbarea asta de dimineață, să luăm puțin aer. Cu ocazia asta l-am scos și pe zdranță la plimbare, chiar nu mă așteptam să vină. Na, bine că s-a întâmplat. Numai când ajungem acasă trebuie să-i dăm o pastiluță ca să nu mai doară piciorușele. Așa, și să începem ziua. Teoretic am o zi în care nici nu știu de ce m-am apucat de vlog, pentru că n-am nimic în plan deosebit. S-ar putea să fac, să filmez ceva, să vedem, în funcție de ce, de cum evoluează starea mea pe parcursul zilei. De principiu, trebuie să încep ziua cu sport, cu a face sport, că v-am zis din daily vlogul trecut de schimbările mele și mă încerc să mă țin de ele. Nu prea am avut eu tragere de inimă săptămâna asta cu toate chestiile care mi-au stat pe cap, dar ușor, ușor intru într-o rutină și asta e important, că intru într-o rutină și formez așa un obicei de a face sport. Cu zahărul am comis-o săptămâna asta odată pentru că eram stresată și nervoasă și nu știu ce și cumva am zis bine, ok, hai să nu mai stau să mă gândesc și la treaba asta și de atunci sunt relativ ok. Adică săptămâna asta a fost mai bine din punct de vedere al zahărului și al poftei de zahăr. Acum să vedem. Ușor, ușor sper să intru într-un normal așa și cu zahărul și cu toate cele, să nu mai mănânc atât de mult zahăr. V-am zis, scopul meu nu este să le elimin de tot și scopul meu nu este să nu mănânc chiar niciun pic de zahăr sau să nu mai beau niciodată suc sau să... Super Sonic-ul a trecut! Așa, ci scopul meu este să limitez cantitățile astea uriașe de... Și ăla e un tractor pe care l-auziți. Să limitez cantitățile alea uriașe de sucuri acidulate pe care le beau, care nu sunt deloc sănătoase. Nu numai din prisma zahărului, că mai au și alte chimicale în ele, și alte mizerii în ele, nu numai zahărul, că zahărul e ca zahărul, dar mai sunt și alte mizerii băgate în ele și, ok, pe cât de plăcute sunt ele pe moment, în timp se adună. Așa. Haideți, Dan, haide! Ce am făcut aici? Acum constat că geaca mea este murdară de ceva. Ok, o băgăm și pe asta la spălat. Nu-i problemă. Unde te-ai dus, mama? Happy, vino înapoi! Nu te duci acolo la tractor. E bun. Asta e sărită rău de pe fix. Nu, asta e, nu, e combinație perfectă între măsa și tasul. Deci dacă și în laborator, dacă făceam și fizic și din punct de vedere al personalității, dacă făceam o combinație între vulpi și zdreanță, nu ieșea atât de bine cum a ieșit Happy. Deci este exact veselă și... nu știu cum era tasul când era, zdranță, când era tânăr și dulce așa și chiar dacă nu mă lasă să pun mâna pe ei, este foarte dulce, este un cățel foarte dulce și e ascultător și nu strică nimic, pentru că e foarte speriată și nu reușesc deloc să o îmblânzesc, să pun mâna pe ea, dar nu vreau să o stresez pe atare. Și e o combinație așa și între agilitatea lui maică-sa, adică vulpii, care n-a venit cu noi, nici nu știu pe unde e, era prin curte. Așa, agilitatea lui maică-sa și, nu știu, așa, maică-sa e cumva ghiduș, e șmecher. Ăla e cuvântul care îi se potrivește, este șmecher. Și acum vă las că mi-a înghețat mâna.
Ajungem acasă în câteva minuțele și după aceea mai povestim, vedem ce facem astăzi. Unde este happy-a mea? Unde este happy-a mea? Ce se camuflează ea în bălăriile astea? Sunt îmbrăcată și asta pentru că mi-am luat bluza asta, fiindcă vreau să mă duc cu bicicleta, mă duc până la magazin, am făcut sport, am mâncat, mi-am făcut duș și m-am și machiat puțin și vroiam să vă zic că am încercat și pentru prima dată această mascara de la Maybelline, Sky High. Este relativ nouă și nu sunt foarte impresionată de ea, adică nu știu cum se vede pe cameră, dar mi se pare că nu face mare lucru. Nici nu alungește foarte mult genele, nici nu mi-a dat volum, cine știe ce. Deci nu știu ce se întâmplă, că în ultima vreme nu prea am mai nimerit-o cu mascara de la Maybelline. Și da, am mâncat, după cum ați văzut, niște ovăz, pentru că mai nou am devenit și eu cal. Și am început să mănânc ovăz și fix în momentul în care am început eu să mănânc ovăz și că, ci că urlă toată lumea că e sănătos, mai nou apar teorii cum că, vai Doamne, nu, asta e numai o chestie așa, că industria alimentară, că ăștia vor să ne manipuleze și de-aia ne pun să mâncăm ovăz, că ovăzul mănâncă numai cai. Să vedem, habar n-am, nu știu, mie deocamdată mi se pare ok, nu pot să zic că este punctul meu preferat în micul dejun. Drept urmare, mi-este foarte, foarte, foarte poftă de o pizza și n-am nicio pizza pe aici, pe lângă mine, prin zonă, evident, că de ce aș avea. N-am nicio pizza, de Doamne ajută, nu găsesc nicio pizza și nici nu există delivery. In the middle of the nowhere nu există delivery. Prin urmare, va trebui să mă mulțumesc cu o pizza din aia congelată, dacă tot mă duc la magazin să iau o pizza din aia congelată și să vedem, poate mai potolesc pofta cu ea, că da, ar fi fost interesant așa o pizza acum, după ce am mâncat ovăzul. Așa, da, am făcut spot, mi-am făcut duș, am pus niște haine la spălat, l-am învelit pe maimuțoi, l-ați văzut pe maimuțoi, ia să vedem, stați așa să vedem dacă este... Oh, a ieșit din păturică, s-a încălzit, stați că nu-l vedeți, să ridic luminozitatea, că nu-l vedeți, ia uitați-l. A ieșit din păturică, păturica asta este păturica lui și stă tot timpul aici pe pat pentru că îl deranjează, vedeți cum dă din codiță? Îl deranjează că vorbesc. Stă tot timpul pe pat pentru că vine și el trebuie să o găsească și ține foarte tare la păturica lui, este foarte, foarte atașat de păturica lui, o iubește foarte mult și da, îl și învelesc în ea. Ți dai mă din codița aia așa, ține-ți mă astea de drăgălași. Doamne, deci nu mai pot de dragul lui, este atât de scumpic, deci nu se poate mâț mai scump ca ăsta. Mă rog, se poate o mâță mai scumpă decât el, și anume Udi, stați să revenim la luminozitatea noastră, și anume Udi, care s-ar putea să fie mai scumpă decât el. Am pe mine un outfit excepțional. Ia stați să vă arăt. Ia să vă arăt, că nu v-am mai arătat de mult outfit-ul. Ce ziceți de grămada aia de cărți? Mie îmi place cum a ieșit acolo și mă gândesc să le iau și pe celelalte, să le pun. Pe cele... Astea sunt ale necitite. Așa. Dar ăsta este outfit-ul meu de senzație, pentru că mă voi duce, cum am zis, cu bicicleta și ca să nu mai pun vesta aia tâmpită pe care trebuie să o porți când mergi cu bicicleta, îmi iau asta că este suficient de reflectorizantă și de... nu știu, de culoarea, de o culoare similară cu vesta reflectorizantă și atunci îmi iau bluza asta de sport, care într-adevăr este ca necălcată, dar trecem peste. Până la magazin merge.
Și când o să vin, o să mă schimb de ea, pentru că n-am chef să fiu neon toată ziua. Părul meu nu știu ce are în ultimele două zile, nu știu, stă ca și cum, nu știu, habar n-am ce are, dar ceva nu-i place. Așa, și a început să se acomodeze cu cărarea pe mijloc, nu este foarte fericit, încă nu este foarte fericit, deși a trecut mai bine de o lună de când m-am tuns și mi-am făcut cărarea pe mijloc, dar whatever. Și da, vreau să vă arăt ce outfit magic am pe mine. Pantalonii negri, blugi negri de la Levi's, știți voi? Așa, și ăsta. Ăsta este din Deichmann, de la Deichmann. Și îmi place că are găuri din alea pentru degete aici. Și vine ca un fel de mănuș acum când... Uite, ăsta cred că ar fi trebuit să-l port de dimineață, stați așa. Ceva de genul. Ăsta e motivul pentru care, de fapt, l-am și luat. Și îl aveam numai pe nuanța asta așa de turbată atunci când l-am luat și m-am gândit că e numai bun pentru mers pe bicicletă. De atunci m-am gândit la treaba asta, pentru că se vede. Și îmi place că îți acoperă palma foarte bine și numai bine ai degetele libere. Și cred că de dimineață ar fi trebuit să-l iau pe ăsta cu mine, ca să nu-mi înghețe degețelele, pentru că am ajuns cu ele cam înghețate. Zdranța a rămas în urmă, dar aici, aproape de casă, aproape de gard, deci l-am lăsat să vină când a vrut el în ritmul lui. Happy a venit cu mine, a intrat înaintea mea în curte, a fost totul foarte, foarte ok. Deci, și sunt foarte fericit. O să-i mai scot la plimbare, că se pare că le-a plăcut mult prea mult și o să mai facem chestia asta. Hello! I'm back! Am fost, așa, am luat pizza, am mai fost, am mai rezolvat niște chestii pentru că am mai avut ceva de făcut, adică n-am fost doar la magazin și mi-am luat o pizza din aia cu blat gros, că mi s-a părut mie mai interesantă și am făcut o chestie pe care, în mod normal, n-aș face-o cu pizza și anume n-aș mânca numai jumătate de pizza, dar nu știu de ce pizza asta congelată nu pot să o mănânc toată, odată. O pizza normală, din aia proaspătă, o mănânc toată. Una mare aproape o mănânc întreagă, dar pe asta nu pot. Și atunci am tăiat-o când era înghețată, am tăiat-o pe din două și am copt numai jumătate ca să nu rămână. Și cealaltă jumătate o voi face în altă zi și uite, așa am două zile de pizza. Da, a fost ok și da, it didn't hit the spot, dar mă rog, hai, a fost... Aia, atâta s-a putut pe ziua de azi. Acum, este un 2 și ceva, nici nu știu, este târziu ori, târziu, este 3. Da, așa, ne-am pus să mai fac o cafea, pentru că am nevoie așa de un boost de energie. Și nu numai că am nevoie de un boost de energie, dar mi-am făcut eu așa un obicei din a mai bea cafea și după masa, nu știu, îmi place, e un tabiet care mie îmi place și eu nebând cafeaua nici cu zahăr, nici cu nimic altceva, câteodată mai pun lapte din ăla vegetal în ea, e ok, merge, o a doua cafea pe ziua de azi. Și mă gândeam să ieșim afară pentru că este cald, este bine, este frumos. S-a mai încălzit față de azi dimineață, era... Am vorbit și cu vecina mea de dimineață și mi-a zis, era frig. N-am vrut să-i zic că eu am luat-o de nebună pe câmp, că ea nu pricepe, dar dacă nu te duci pe câmp cu scop, nu pricepe. Cum adică să ieși din casă să cu cafea în brață, să te duci spre câmp, să te plângi? Nu, nu, nu înțelege conceptul ăsta și încerc să nu încarc, să nu încarc hardul cu prea multe, că după aia îmi dă eroare. Și nu i-am mai zis că am fost, dar mi-a zis, aoleu, e frig, cred că a fost prima dimineață în care mi-a zis că este frig, pentru că până acum îi spuneam eu, știi că e frig? Știi că e frig? Și a, nu, e suportabil, a, nu, i-am dat deja drumul la căldură, nu știu cum să vă spun, adică eu, cel puțin noaptea, nu pot să stau fără căldură, că deger, mor. Sunt extra, mega friguroasă și acum îmi dau seama, uitându-mă la mine, că eu n-am niciun accesoriu pus pe ziua de azi. Da, nici nu mai pun, pentru că vreau să mergem afară, poate ne apucăm de... Ne apucăm, adică voi și cu mine, de caprifoiul ăla, care săracul într-un stadiu de... într-un hal, vai mama lui, că nici el nu știe ce... Și poate facem ceva, poate rezolvăm, poate îl curățăm, poate facem ceva cu el Dumnezeului odată. Să-l pun și pe el în ordine până la primăvară, că na. Și să vedem ce mai e pe afară, să vedem ce mai fac mustăcioșii, să văd dacă mai au boabe căței și chestii de-astea. De-astea se termine cafeaua de făcut și după aia merge. Pe aici totul este veștejit. Și avem aici o happy luță care a fost cu mami de dimineață la plimbare. Mergem și mâine? Mergem?
Mergem? Da, ți-a plăcut. Viața? Ți-a plăcut. Mai muțică păroasă. Și gazonul nostru încă este verde because apă, pentru că este udat. Dar să știți că este o secetă absolut incredibilă. Ar că am trebuit să curăț frunzele de pe el. Camerii ăștia au început să-și lase frunzele. Mi-am făcut cafeaua, care are o culoare foarte interesantă. Am pus un pic de lapte de migdale, de nu, lapte de ovăz, așa. Lapte de ovăz în el. Nu știu cum să stau ca să mă vedeți și să nu mă strâm de la soare. Este foarte puternic soarele, dar e bine, e plăcut. Mă gândesc că mă uitam acum pe niște chestii și mă gândeam că aș pune aici între meri, aș mai pune ceva, niște plantuțe ca să fac așa ca un ungar viu. De fapt, ăsta este planul meu de mult timp și am zis că încerc cu trandafirii, dar să vedem dacă putem să punem și altceva. În afară de trandafiri, niște iarbă din aia decorativă, înțelegeți voi? Încerc să fac așa o idee de ce schimbări aș mai putea să fac la anul pe aici, prin grădină. Și ce mai e de făcut acum? Să fac un plan de bătaie pentru ce mai e de făcut acum. Thank you.
Well, hello, dragilor, dintr-o zi magică de duminică. Ce faceți? Aseară m-am pus puțin în pat și am adormit. Și dormit am rămas. Adică de-aia n-am încheiat vlogul ăsta. Pentru că inițial aveam de gând să-l închei ieri, fiindcă nu am nimic deosebit pe ziua de astăzi planificat și de principiu m-am gândit că ziua de astăzi o las așa mai slow, ceea ce și este, pentru că este undeva în jur de 2:30, da? Și n-am făcut nimic altceva pe ziua de astăzi decât să-mi fac un duș, să-mi fac unghiile, care au ieșit absolut oribil, pentru că nu e bună deloc nuanța asta, vopseaua asta pe care o am, placul ăsta, de la Melchior și se ia, când dau cu top coat-ul, se ia și se decolorează, nu știu, se întâmplă ceva ciudat cu el. Și trebuie să mă duc să-mi iau acetonă, să-l dau jos, pentru că arată absolut odios. Și am făcut o friptură și am mâncat și atât tot. Și asta a fost toată activitatea mea specială pe ziua de astăzi, pentru că v-am zis, mi-am propus să fie o zi mai relaxată. Mă gândeam astăzi să încep să citesc Kafka, Procesul, pentru că este clasicul 1 octombrie. De la Book Club și ar trebui, că sunt mai puțin și se termina luna, și ar trebui să citesc și eu cărțile ca un membru fondator al acestui Book Club, să-mi fac treaba. Și da, în rest, ziua de astăzi se muhorâtă, foarte închisă, nu știu ce se întâmplă, că nu e ca ieri. Ieri a fost soare, a fost frumos, chiar mă gândeam să mai scos pe zdranță la o plimbare, dar poate pe seară. Eu, că a fost tare fericit ieri că s-a plimbat, dar asta după ce îi dau o pastilă, să vedem. O să încerc și așa, adică o să încerc să-i dau întâi o pastilă, să-și facă efectul pastila, să se simtă mai bine și să-l iau atunci la plimbare, să vedem. Da, mi-am mutat biroul, nu știu dacă vedeți, dar mi-am mutat biroul zilele trecute. El era inițial așa, era la geamul ăla și nu știu, parcă mă deranjează că îmi vine cumva multă lumină din partea asta și mă distrage atenția și zic, ia, hai să-l mut așa și observ că acum am un pic mai multă dinamică în spate, adică nu mai e peretele ăla alb sau așa și parcă se vede mai bine. Mie așa mi se pare, puteți să-mi ziceți și voi dacă se vede mai bine sau nu. Acum că am început să vorbesc cu voi, a ieșit puțin soarele, sunt mai luminată pe partea asta, dar ia uitați ce am primit eu astăzi. Da, Milka cu Oreo, care e preferata mea. În condițiile în care eu vreau să nu mănânc atât de mult zahăr. Dar așa, prin asta înțeleg oamenii din jurul tău să te încurajeze aducându-ți zahăr, când nu vrei să mai mănânci zahăr. Astăzi fiind duminică, am mâncat un rând, probabil o să mai mănânc un rând. Și restul o să o las, să vedem dacă rezistă până săptămâna viitoare. Da, pentru că e duminică, de regulă încerc să fac așa un program în care dacă toată săptămâna am fost ok și n-am mâncat prea mult zahăr, duminica să am un treat așa, ori că am ciocolată, ori că beau o doză de suc sau ceva. Deși lucrurile astea la mine nu prea funcționează și chiar să-mi spuneți și voi cum sunteți, că sunt foarte curioasă dacă mai e cineva ca mine sau la voi funcționează ideea asta cu reward-ul undeva la fi mai încolo. La mine nu funcționează și mi-am dat seama că nu funcționează pentru că în copilărie mama tot îmi promitea faci X lucru și după aceea îți dau nu știu ce sau îți cumpăr nu știu ce sau îți fac nu știu ce și făceam lucrurile alea și niciodată nu se întâmpla să-mi dea sau sunt lucruri pe care le așteptam și evident rămâneam dezamăgită și la un moment dat n-a mai funcționat treaba asta, știi, cu știi, nu... Dacă faci ceva, după aia la final o să primești, nu știu. Și pe de altă parte o să asociez cu triturile astea pentru căței, știi? Adică dacă vreau să mănânc ceva dulce sau nu știu, vreau să fac ceva, deci trebuie neapărat să fie ca un trit, ce sunt cățel, adică trebuie să fac... Trebuie să fac jonglerii ca să-mi primesc răsplata sau cum, știți? Și la mine nu prea funcționează chestiile astea, de-aia nici nu prea funcționează ideea cu premierea după o anumită activitate, iar și la joburi am chestia asta cu, știi, dacă facem lunile astea, nu știu, atingem targetele astea, după aia o să primiți asta, ar trebui să vă motiveze că o să vă fac nu știu ce sau o să primiți nu știu ce, nu, la mine nu funcționează, nu așa funcționez și mi-este destul de greu să intru în sistemul ăsta acum.
mai ales cu zahărul, dar încerc și nu, oricum nu fac mustrări prea mari de conștiință, pentru că v-am zis, scopul meu este să devină o normalitate, să nu mai mănânc atât de mult. În momentul în care nu mănânci 5 zile pe săptămână și aștept să vină sâmbăta și duminica, spre exemplu, și te înfunzi cu zahăr cât pentru 3 săptămâni, nu pentru o săptămână, aia nu mai e ok. Adică aia nu mai e sănătos, aia nu mai e în regulă. Da? Pentru că nu faci decât să 5 zile să te chinui, stai cu mintea la zahăr și după aia în 2 zile recuperezi. Nu, ideea este să iei fiecare zi ca și cum, bă, nu e ok să mănânc atâta zahăr, nu e ok să mănânc atâta zahăr și când se întâmplă odată să am poftă sau când se întâmplă odată să fiu undeva unde se consumă mai mult zahăr, sunt chestii cu mai mult zahăr, să nu fac mustrări de conștiință că am mâncat. Știți, cam asta e. A, asta e, gata, am găsit-o. Era sub nasul meu aici, că încă nu mi-am strâns lacurile. Este asta de la Melchior. Arată puțin săracă, cam dubios că a stat într-un sertar. Și că nuanța ar fi Ever Intense sau Shakewell, nici nu știu. Nu știu care dintre ele, dar cert este că nu este uniformă. Nu este uniformă, am dat două straturi și nu se așează uniform și după aceea când vin cu top coat-ul, efectiv zici că îl dizolvă. Și mi s-a mai întâmplat o singură dată chestia asta, de atunci era vina top coat-ului pentru că îl dădeam pe oje care înainte erau opace și mi le dizolva. Acum știu că este vina ojei, odată pentru că am mai avut-o, am mai purtat-o odată și la fel prima dată n-am băgat de seamă. Dar top coat-ul ăsta pe care îl folosesc, care e de la Cupio, by the way, e ăsta, clasic, de la Cupio, top coat-ul ăsta l-am folosit, e cred că jumătate consumat, îl folosesc de 2 ani de zile și n-am avut niciodată probleme cu el. Prin urmare, e clar că e vina ojei, nu este culorii, nu este vina, pardon, scuzați, nu este vina top coat-ului. Și-am mai folosit top coat-ul de la Cupio pe lacuri de unghii de la Melchior, da? Și n-a fost nicio problemă. Dar se pare că cu nuanța asta, cu pigmente ăștia, că fiecare produs, fie că vorbim de produse de make-up, fie că vorbim de vopsea de păr, fie că vorbim de vopsea de unghii sau vopsea de pereți, are pigmenți. Culoarea aia vine din niște pigmenți și aia schimbă textura și compoziția, practic, în funcție de ce culoare există. Se schimbă textura și compoziția produsului respectiv, de bază. Și atunci este normal ca în funcție de culoare să acționeze diferit. Că și la rujuri ați văzut de multe ori că sunt rujuri foarte bune, care în nuanțele deschise arată foarte bine, dar în nuanțele închise sunt, nu știu, mie mi s-a întâmplat, sunt ori prea uscate, ori prea ciudate, nu știu, ori nu se așează bine. Ori... Deși la bază sunt aceeași formulă, da? Rujul are aceeași formulă, doar că pigmentul ăla care dă culoare face diferență. Bun, da, și revenind la ideea mea cu reward-urile și cu premierele și cu toate cele, acum asta cu nenorocirea în fața ochilor și v-am zis, o să mai mănânc vreo două urând, adică vreo trei pătrățele din astea și după aia cu restul vedem ce se întâmplă, poate o donez cuiva. Vrea cineva o ciocolată începută. Așa, și astăzi am zis, nu am prea multe în plan, pentru că vreau să fie o zi mai relaxantă, așa, vreau să mă și odihnesc în ceea ce privește sportul, pentru că am reușit săptămâna asta să fac 5 zile de sport, că și cu ziua de ieri. Pentru că am așa în plan să ajung la o rutină în care să fac partea de sus a corpului, adică brațe, piept și partea de sus a corpului, două zile și două zile partea de jos, picioare și pungi și toate cele și bineînțeles alternate, iar a cincea zi, dacă mi iese, să fac full body workout, adică și partea de sus și partea de jos. Acum ar trebui să cam schimb programele, că m-am cam plictisit de ce fac eu. Sunt niște exerciții astea simple și mi le fac așa niște serii și m-am cam plictisit de ce fac eu. Și ar trebui să-mi caut, nu știu, ori un program, ori ceva, dar slavă cerului sunt destule pe internet și pot să am de unde alege. Da, cam atâta. O să vă țin la curent dacă mai fac ceva în seara asta, poate o baie aș mai face, nu știu, să văd dacă mănânc ceva bun. Thank you.